Iubitorii sporturilor cu pedale, indiferent de vârstă, sunt așteptați să se distreze pe platoul de marmură din Zalău. Mașinuțele simpatice îi vor încânta nu doar pe cei mici. Mașinuțele cu pedale pentru cei mici sunt alternativa sigură și distractivă a bicicletelor, trotinetelor și tricicletelor, pentru că astfel se evită riscurile accidentărilor. Fiind bine echilibrate, accidentele nedorite nu mai sunt un coșmar pentru părinți. Momentan așteptăm copilașii să iasă de la cămin, de la școală, e un loc de atracție pentru copii, copiii se bucură, categorii de copii, de la cei mici până la cei mai mari, vârsta diferă în funcție de care cât se simte de tânăr. Sunt mașinuțe care oferă copiilor încredere, primesc mai mult curaj, atâta timp cât ei știu să vină să parcheze și știu să oprească la întâlnirea cu un pieton cu o altă mașinuță, câștigă foarte multe abilități, capătă foarte multe reflexe, sunt drăzneți, părinții sunt mulțumiți. Carturile cu pedale, cât și bicicletele electrice, sunt perfecte pentru adulți și sunt stabile pe orice teren. Am avut solicitări din partea adulților, mulți părinți au venit și au spus, păi pentru noi nimic, am adus și mașinuță pentru adulți, am cartul cu pedale, am bicicletele electrice, sunt prețurile acceptabile, eu zic, ce pornezi la 1 leu pe minut, ne-am orientat să fie cât de cât un preț acceptabil pentru toată lumea, în funcție de timpul cât participă și cât funcționează cu mașinuța. Sunt și copii care își doresc, dar trebuie avut grijă că mașinuțele astea electrice sunt mai periculoase un pic și trebuie avut grijă ca să știe să-și asume responsabilitatea, să închiriază doar părinților, dar vin părinții cu copii și îți mulțumiți. Aceste carturi cu pedale pot fi închiriate chiar pe termen lung, astfel doritorii trebuie să prezinte un act de identitate. Copiii și părinții pot avea parte de distracție zilnic între orele 12 și 21.